Un fiu de primar a fost prins la furat în ajunul Crăciunului. Tânărul și-a făcut plinul la o benzinărie din Dej și a plecat fără să plătească. Poliția l-a prins însă după mai bine de 13 km. Furtul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Imaginile sunt cât se poate de clare. Aproape de mijlocul nopții, tânărul parchează mașina în dreptul unei pompe de alimentare. Poartă o glugă pe cap și pare grăbit. În timp ce alimentează, un angajat al benzinăriei vine să-l ajute. Fiul primarului se descurcă însă singur. A alimentat de circa 200 de lei. După ce își face plinul, se urcă în mașină și demarează în trombă. Un angajat încearcă să-l oprească în timp ce altul pleacă după el. Anunță între timp și poliția, care îi taie calea la intrarea în următorul oraș. S-a constatat că este condus de un tânăr de 23 de ani. Din localitatea Mintiu Gherli, care și-a montat plăcuțe false pe autoturism. Ca să nu fie prins, fiul primarului falsificase numerele mașinii. N-a avut însă noroc, mai ales că nu este prima dată când încearcă să fure benzină. Știți ce a făcut fiul dumneavoastră acum în benzinărie în Dej? Nu știu. A făcut plinul și n-a plătit, a plecat. L-a urmărit poliția înainte de Crăciun. Nu știu. Tânărul mai are o condamnare de 2 luni de închisoare cu suspendare pentru aceeași infracțiune. Acum este cercetat în stare de libertate pentru furt și conducere pe drumurile publice cu numere false.